Eu, nu știu, era un fel de optimism din vorbe în toată povestea. Nimeni n-are scris proiectul. Toată lumea era de acord că e foarte binevenit, că e necesar, că ar face bine romanului și din punct de vedere al imaginii și din punct de vedere turistic, etc., etc. Dar eu am spus la un moment dat, am spus domnul Gheoreanu, că ar fi cazul să depășim stadiul ăsta de țară vorbită, cam asta e după părerea mea, și nu numai în domeniul artistic, România, o țară vorbită. Dacă am stat de vorbă, se consideră că e și făcut. Nu. Să trecem la o țară făcută. Ăsta e pasul important și în acest caz. Ori în ce mă privește, eu n-aș fi foarte optimist, pentru că așa se stăm de vorbă la infinit despre poveste. Pot să vă spun în paranteză că inițial Nicolae Tăduraru a primit o ofertă, n-a venit de la el, a fost chemat la Iași cu acest proiect, cu toate lucrările. S-a ajuns la Iași până la aprobarea în Consiliul Municipal, în Consiliul Local a proiectului.